Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu dispozițiile articolului 34 alineatul 1 litera A din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 25 din 16 februarie 2023, emisă de domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Îl rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mulțumesc! Mai întâi, bun venit! Deci, așa cum am luat la cunoștință, suntem în ședință ordinară a Consiliului Local, aferentă lunii februarie, cu următoarea propunere pentru ordinea de zi, pe care ați cunoscut-o deja. La primul punct, un proiect de hotărâre privind înființarea serviciului specializat pentru gestionarea semnului fără stăpân, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului și aprobarea delegării acestui serviciu. Inițiator, domnul viceprimar. Punctul al doilea, propune tot un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Bogdăreni de Zăbatou pentru anul curent. Inițiator, domnul viceprimar. Punctul al treilea înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea unui drept de uz și servitute către delegat gri de societate pe acțiuni pe durata existenței capacităților energetice pentru suprafața de 2540 metri pătrați, teren intravilan și extravilan, partea domeniului public aluat de Bogdănești, inițiator subsemnată. Punctul al patrulea, un proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Bogdănești de Zăbatou, privind implementarea proiectului de tip HAB de servicii, respectiv MMS, încă o dată MMS și așa mai departe. Deci, un protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și o altă entitate din același domeniu. Inițiator subsemnat. Punctul al cincilea, vă propune un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2023, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul al șaselea ne reîntâlnim cu un raport anual asupra situației gestionării bunului UAT Bogdănești de Zăbatou pentru 2022, prezintă subsemnatul. La punctul al șaselea, cu suma noastră, solicitări adresate Consiliului Local. Spun la vot, cine este pentru ordinele de anunțat? Mulțumesc pentru unanimitate. Cu bază, o să treia ștafetă președintele de ședință. Da, până să-mi dea domnul cuvântul, domnul președinte, cuvântul am să-l iau eu. Așa, și să pun atenție dumneavoastră, procesul verbal încheiat de ședința anterioare, 26 ianuarie. Dacă pe marginea acestui proces verbal aveți de făcut completări sau eventual obiecții. Dacă nu supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 26 ianuarie 2023, cine este pentru? În unanimitate, mulțumesc, poftiți, domnul președinte. Cel mai simplu, să-l dați pe silențios. Da, e cel mai elegant și nu vă mai deranjează nimeni. Asta încercam de nu, 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 asta înainte, nu acum. S-au lăsat de la ușă. Nu. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpâni, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului, aprobarea delegării acestui serviciu. Inițiator, domnul viceprimar. Domnul vice, aveți cuvântul. La acest moment, să se aprobe regulamentul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei Bogdănești, conform anexei
să se acorde planul de acțiune de gestionare a primului corespătării din Comuna Bogdănești, conform anexului numărul 8, articolul 4, să se acorde delegarea gestiunii serviciului de corespătării al Comunei Bogdănești prin modalitatea gestiunii delegată pe o perioadă de 5 ani. Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Bogdănești se va face prin procedurile prevăzute de legislația vizuală. Articolul 5. Se împuternicește primarul Comunei Bogdănești, domnul Mușcă Nicolae, să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Articolul 6. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Mucior Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, viceprimarul Comunei Bogdănești și instituția prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Comisia numărul 3. Da, comisia numărul 3 a dat avut favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc! Dacă cineva dorește să ia cuvântul, dacă nu, domnul Costel. Da, mulțumesc, domnul președinte. Salut acest proiect de hotărâre. Din punctul meu de vedere, e foarte bine venit. Foarte bine s-a gândit că acest serviciu a fost delegat, pentru că noi aveam noi posibilități pentru paduguri și toate cheltuielile. Este similar cum s-a întâmplat cu ani în urmă, când foarte mulți comentau de ce la nivelul ATO-ului n-am achiziționat o mașină pentru o școală și s-a văzut mai bine că a fost mai benefic decât să ai, știu eu, cheltuieli de întreținere și alte, decât am închiriat o mașină pentru transportul elev și a fost mai benefic. Sper că și acest proiect de hotărâre va fi la fel ca cealaltă. Și ar fi bine să ne ținem de tot ce s-a scris în acest proiect și în modalitatea de atât. Mulțumesc. Eu doresc. Da, în prima rată. Parafrazând intervenția domnului Vlad, le informez, anticipez dinainte, în ghilimele, cum se spune, că gestionarea unui câine va costa mai scump decât transportul unui elev de la Filiper la Bogdănești. Este o adevărată industrie și aici, cu sau fără ghilimele, dar este într-adevăr, subscriu la această soluție, din punct de vedere financiar, mai puțin costisitoare decât construim padocuri, destul de dificil, chiar și prin comparație, dacă în 30 de ani în țara asta s-a construit un singur spital, nu sunt nici foarte multe padocuri și mai ales ne depășește capacitatea financiară. Aici ar mai trebui, zic eu, să avem în vedere, pentru că ne întâlnim cu animale, pur și simplu, pe stradă, abandonate. Ar trebui microcipate. Cei care au câini, proprietate personală, mă rog, e și o tradiție și, să spunem, o prestare de servicii din partea patrupedului, la un moment dat. Dar atât timp cât nu pot fi identificat pe partide, în ghilimele, care sunt ai noștri, care sunt abandonați pe aici și dacă l-ai văzut și îi atrage atenția, el intervine cu reciprocă și îți atrage atenția că s-ar putea să beneficieze anumite demonstrații de, mă rog, de violență chiar. Da. Și mulți câini i-a lucit mașini și îi lasă în localitate. Cum e ce accept, apreciez pozitiv comportamentul localnicilor. Că nu de la ei provin. Nu. Toți câinii care provin și pe aici, pe Tălpău, s-au dus cu mașini. Și ar trebui făcută diferența. Noi suntem ca să gestionăm câine pe domeniul public. În rest, fiecare cu...
Animalul lui e normal. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva, îi dau cuvântul ca să nu fie la loc. Cine este pentru? Împotrivă. În unanimitate de proiectul de hotărâre scris la primul punct al ordinii zi a fost adoptat. Mulțumim. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și înțețare a Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2023. Inițiator, domnul viceprimar. Aveți cuvântul, domnul viceprimar. Mulțumesc. La articolul 1 se aprobă planul de lucrări de interes local care vor fi executate în anul 2023 de către beneficiari legii nr. 416/2001 privind venitul minim comunitar, conform anexei care face parte de planul din prezentă hotărâre. Articolul 2. Subsemnatul viceprimar și doamna scutarul Lămâința Elvira, consilier în aparatul de specialitate al primarului, vor aduce la îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul general al Comunei, domnul Vasile Vasile, va comunica prezenta hotărârii domnului Andrușca Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, subsemnatul viceprimar, scutarul Lămâința Elvira și instituția prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc! Noi. Comisia numărul 2. La comisia a analizat acest proiect și a acordat avizul favorabil. Mulțumim. Dacă cineva dorește să ia cuvântul. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Eu nu mai iau cuvântul. Mă scuzați. Post factum. Era să zic post mortem, dar nu merge. Am... Doar să anunț rezultatul votului, în unanimitate, da. Proiectul de hotărâre. Da, la nu, dar așa am zis, parcă e prea important ca să ne luăm la concurentă cu vântul care ți-e dreptul mai stagnat. E o tradiție, evident, poate mai mult la țară, în a-și face curățenie. Avem și spații aferente gospodării mai mari care ne obligă. Și evident, pe noi ne interesează domeniul public. Aici se interferează mai multe domenii și nu deloc la întâmplare, dar tot la fel, nu deloc ușoară. Vedeți că e vorba de protecția mediului. Normal sunt niște obiective, niște acțiuni, organizare, identificare, organizare a resurselor financiare, umane și așa mai departe. Problema este cu tot mai actuală și e maximă importantă, cu cât agresiunea asupra mediului ambient, pornind de la aer și până la Sfântul Pământ, care ne mai suportă, este din ce în ce mai mult. Și anume, factorii antropici de la om se trag foarte multe consecințe pe care le suportăm, pe care le deplângem, pentru care acuzăm, să spunem, pe cei mai puțin atenți. Dar lucrurile, din păcate, la noi nu evoluează cât ne-am dorit, cel puțin declarativ, și asta face diferența între noi și alte state civilizate. Acum, eu aș face un apel, pentru că e vorba și de organizare, de idei, de resurse. Pentru centru civic, din păcate, trebuie să ne limităm la colectarea selectivă este o problemă a tuturor. Dumneavoastră puteți ajuta fiecare în parohia lui ca și consilier și puteți obține și beneficii electorale.
Asta înseamnă poluare sonoră, domnul președinte. Apropo de mediu, avem și noi dreptul la... Nu stăpânești. Domnul viceprimar, sugerez, în măsura în care lucrurile sunt clare, am înțeles că ai avut o discuție, o întâlnire cu cei de la ADIS, ai văzut că am luat informații de la primăria Onești, am primit o observație cu privire la corectarea unei... hotărâri pe care avem în legătură cu modul de colectare a taxelor. În legătură cu această corectare selectivă, să încercăm să ne gândim să-i atragem și pe consiliere. Aici poluarea nu are culoare politică și mai ales rezolvarea ei aduce beneficii dincolo de acest aspect al vieții care ne preocupă foarte mult. Sunt din consilieri care au venit cu mine. Cu atât mai mult. Dar faceți-vă publică intenția, atunci că vă aduce și beneficii. Lumea apreciază că nu se vadă așa ceva, chiar dacă după ce spune da, aruncă un chistoc, totul nu știe el. Și așa mai. La noi aruncă hârtie de la copilul care merge la grădiniță când e singur, până la, mi-am văzut, cadrul didactic, că nu mai profesează pe aici, care mânca semințe pe o bancă în fața marketului, în neștiri. Bine, era frământată atunci, era în campanie electorală. E imposibil. Știi că am, nu mai am fix în acest termen, am pus un plan, apropo de înfrumusețare, printre altele, am apreciat, sper să reușim, dar eu sugerez că ești mai cărbănos, așa, la un moment dat, de până de rețetă. Vrei să faci ceva, cheltui bani. Trebuie curățat terenul ăla de la Slobozia, cu ăștia sărace care au mai rămas pe la ajutor social, facem ce putem, dar nu toate lucrurile cum le reușesc cu ei, da. Acolo terenul, într-adevăr, așa cum este, trebuie curățată iarba, prevopsite porțile alea și așa mai departe. Eu am curățat, dar cu deja cu ani, nu l-am găsit, l-am anumat, chiar cu problema este de... Nu, dar stai să termin până la capăt, că pe mine nu trebuie să mă convin, trebuie să convingem oamenii. Știi că am mai inițiat tot ideea de frumusețare și oarecum de crearea unui filtru la poluare. Aici să plantăm niște tuia. Am prins niște bănuți în buget. Acolo unde se poate în centru, pentru că normal am avut timp suficient să observ, să reflectez. Știi că ne-am stabilit zona școlii, pentru că acolo e dincolo de șanț, nu încurcă circulație, nu blochează vederea la semne de circulație. Suntem zona asta aici de la stat. De la stat. Momentul propice să fie luna martie. Aici dacă nu te miști și la fel nu faci treaba ca lumea, putem vorbi pentru consultanță cu cei de la acolo serviciu, poate găsim o sponsorizare pentru gropi. Le explicăm că pentru tuia trebuie să țapă gropele. Implicați-vă fiecare. Ieși și eu, îmi face plăcere împreună, nu mai zic că lumea, că noi venim aici numai pentru interese personale și ocazia asta poate impune și un respect care să conducă la o minimă securitate. Să plantezi ceva și orice ar fi, dar cu un anumit, cu intenții pozitive și după aia să întâmple ceea ce se poate întâmpla, nu dă bine, dar fiind împreună poate impresionă mai mult. Aici există posibilitatea să colaborăm cu școala, sunt ele din anii terminali. Am vorbit cu doamna directoare.
E chiar și un minim de progres dacă înregistrăm, e mai bine. Atât deocamdată, mulțumesc. Doamne, știu ardea, dacă tot spuneam la capitolul și proiectul de frumusețare, lumea la noi în sat să plânge cu linia continuă, că se ia permise la, la oameni. Ce putem face noi cu curba aia care vine de munteni, linia continuă, aia din deal la fel, în Slobozii la fel. Hai să facem ceva, să, o adresă undeva, sunt oameni roștri, rămân fără permise. Paca de... Are legătură cu ordinea de zi? Pe are legătură, dar e programul de frumusețare al satului. Nu face și cu... Nu face parte și din comora. N-ai luat informații de la colegul de partid, la șef? Eu am fost acolo la presă, dar hai să facem un parc a primăriei. Și m-a ajutat și noi. La vorbe. Dar te-am pericat cineva să concepe o adresă, să faci o descindere pe la poliția rutieră? Pe partea primarului și pe așa trebuie să fac. Ia-l în primire, domnul Vizne. 20 de ani să fac chestia. Eu am făcut, dar... Dă pe... Ăștia la drumuri, aici la drumuri dă pe poliții, acum trebuie să ajung iar la Bacău, la cei de la drumuri. Da, concordent, facem și nu frumusețare, la scădere. Da, am rămas liniștit. Da, știi, bine, mulțumesc, că era mișto de acela. Trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui drept de uz de servicii către Delta Gas Green, ESA, pe durata execuției și capacităților energetice pentru suprafața de 2540 de metri pătrați teren, intravilan și extravilan, parte a domeniului public al UAT Bogdănești, inițiator domnul primar. Da, mulțumesc. Asta este un proiect dătător de speranță. Intră în această categorie. M-a văzut și în referatul de susținere. Pornim fără îndoială de la ideea că administrația locală, dincolo de vorbe, a fost preocupată pentru dezvoltarea infrastructurii. Infrastructura energetică fiind importantă pentru viața de fiecare zi. Închipuiți-vă să cadă curentul când începe meciul cu CFR de seară și așa mai departe. Este un proiect care marchează, fără îndoială, o oportunitate în acest domeniu. Am mai avut asemenea proiecte pe companii poate mai mici. Delgaz Grid este o companie mare care acoperă întreaga țară. Este un proiect care se bazează pe o legislație specială. Dacă vă voi amintiți la proiectul pentru Orange, la un moment dat acolo mai încasam câte o taxă și așa mai departe, aici nu ține. Sigur, și importanța strategică este alta, față de transmisiunile prin cablu la televiziune. Și am avut discuții pro și contra, m-am aplecat asupra legislației, asta este realitatea. Formularea, propunerea de proiect și solicitarea venită la Delgaz Grid este legală, este corectă și este benefică pentru comunitate. Ei își propun să remedieze și să modernizeze postul aferent la strada Slobozia, centru și Slobozia. Acolo, într-adevăr, rețeaua este veche, așa numită șufă de aluminiu, care știm ce consecințe creează atunci când vântul face
simțit o prezență puternică. Se va trece la cablă torțadat. Și sigur sunt convins că a fost corect înțeles și va trece. La primul articol propun să se constituie un drept de uz și servituri de către derogat grid societate pe acțiuni pe durata extinției capacităților energetice pentru suprafață de 2540 m² teren intravilan și extravilan parte domeniului public al OAT Bogdanel de Bacău. Asta a fost prima aliniată. Aliniata al doilea tot de la articolul 1 are următorul conținut. Dreptul de uz și servituri pentru suprafață de teren menționată la aliniata 1 să fie valabil numai pe perioada existenței capacităților energetice. Alineatul al treilea, tot la primul articol, executarea oricăror lucrări de beneficiarul dreptului de uz și servitude nu trebuie să aducă atingere intereselor legitime ale UAT Bogdănești, prioritatea având circulația pe drumurile publice. Și alineatul al patrulea, terenul aferent lucrării identificat la alineatul 1 este liber de sarcini și nu se află în litigiu. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a comune prin compartimentele aparatului de specialitate ale primarului. Al treilea articol, ultimul, adică, după aprobare, secretarul general comunei, domnul Ciui Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, doamnei Răcăuzeanu Romene, doamnei Ieftin Calina, instituție prefectului de Zăbacău, precum și de la grid ESA și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul postului local Bogdănești. Atât deocamdată. Mulțumim. Comisia numărul 3. Da. Comisia numărul 3 a dat aviz favorabil acestui proiect. Îți fac și mențiunea că acest proiect a fost trecut și anul trecut a fost pe vorba de zi. Acum cineva mai trebuie să ia cuvântul? Domnul legătură cu acest proiect, autorizația de construire s-a expirat și cei de la Delgaz face din nou toată documentația să fac din nou să dea pentru autorizația de construire. Dar nu este de la noi, e gratis, îi plătesc, ei au întârziat și vorba de terenul ăsta că se scoate transformatorul la limita proprietății și de la Bordeanu la Ciprian, că el nu prea dă voie să mai intre la transformator și au fost discuții, chiar eu am avut discuții, că erau probleme mereu să bage o siguranță, să vrea să cer voi. Și alocând bani pe zone, m-am gândit să... Asta era înainte de a fi o critici primar. Mai dorește cineva? Dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Bogdănești, județul Bacău, privind implementarea proiectului HAB de servicii MMS-SI și MMS Cod MySmith 130-963. Inițiator, domnul primar, aveți cuvântul municipiu. Da, este de asemenea, ca și proiectul anterior, un proiect de hotărâre care aduce un plus de calitate la nivelul serviciilor în primărie sau serviciilor sociale. Este vorba de o dezvoltare a ceea ce se numește un progres, dacă vreți, a informatizării. Inițiat normal de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și cei care se ocupă de aplicația practică. Am menționat, tot reiau un pic de referatul de aprobare, deci avem în vedere necesitatea creării unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale, având ca finalitate îmbunătățirea activității serviciilor publice de asistență socială.
având în vedere de asemenea posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență socială și mai având în vedere optimizarea fluxului de depunere a documentelor de soluționare a solicitării în vederea obținerii beneficiilor în domeniul asistenței sociale, e bine că solicit în atenție dumneavoastră și evident aprobarea acestui proiect de hotărâre. La primul articol înseamnă aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAD Bogdanel de Zubacov pentru implementarea acestui proiect, care înseamnă habur de servicii conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea. După aprobare, doamna Scutaru, la Mâinte Elvira, consilieră în aparatul de specialitate al firmalului Comunei Bogdanel de Zubacov, va duce la îndeplinire hotărâre. Culmea e, pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă la compartimentul de protecție socială, dincolo de ceea ce apare mai vizibil, la urmă urmă, nu atât prin forma letrică, mă gândesc la anchetele sociale sau mulțumiri și nemulțumiri, aici am mai fost în situația de a reflecta, de a explicita. Dar timp cât nu ai resurse financiare, nu poți să mulțumesc pe toată lumea și trebuie să, din potrivă, e mai greu să găsești soluții ca să funcționeze protecția. În anumite soluții de constrângere. Am analizat situația atât cu doamna Scutaru, cât și cu doamna Burlacu, care este cooptată în echipă, pe partea medicală propriu-zise. Ele apelează la acest sistem de comunicare electronică. Acum se ordonează mai mult această situație, crește transparența de care este nevoie să invocă, apropo că unii doresc așa, alții doresc cu parte de muncă și așa mai departe. Fiecare poate să aibă acces acum să vizualizeze un dosar, dosarul personal și așa mai departe. Va fi un progres. Fără îndoială. Deci eu susțin și sunt convins că a trecut la aceeași concluzie. Mulțumesc. Da, comisia a doua a vizat favorabil și acest proiect. Dacă cineva dorește să ia comentul, să mă certe pe ei. Dacă nu, spunem la vot, cine este pe acum? Împotrivă. Și proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului prin Ministerul Muncii și OAT Bogdănești pentru implementarea acestui proiect a fost aprobat. Mulțumesc. Da. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pe anul 2023, inițiator Comisia 2 de specialitate. Aveți cuvântul, domnul președinte. Mulțumesc. Acest proiect propune la articolul 1 aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, după aprobare, doamna Scutaru Lămâița Elvira, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău, va aduce la îndeplinire hotărârea. Și la ultimul articol, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ongiu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, doamnei Scutaru Lămâița Elvira, instituției prefectului județului Bacău, și o va aduce la cunoștință publică prin afișare. În ceea ce privește avizul, a fost un favorabil. Mulțumim. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu? Să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi și acest proiect
de hotărâre a fost privind aprobarea planului de acțiune pentru serviciile sociale pentru anul 2023 a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 6. Raport anual asupra situației gestionării bunurilor cu alte Bogdănești de sub acolo pe anul 2023, prezintă domnul primar. Sunt convins că ați reflectat. Sigur, eu prin natura situației trebuie să reflectez mai mult asupra rostului unui document pe care îl deliberăm împreună. Raport. Asta sugerează că faptul că și de data aceasta revenim sau replorăm, dacă vezi, în domeniul evaluării, în domeniul evaluării resurselor. Este foarte important, din cel puțin din două motive. Să vedem care ne sunt resursele pentru a le organiza, pentru a le valorifica și fără îndoială pentru a respecta unul dintre principiile foarte importante pentru cei care asistă ședința prin public sau vor apela la mass media, principiul transparenței. Deci, orice entitate care posedă resurse financiare, bunuri materiale și așa mai departe, orice entitate care dorește să subziste, să se progreseze, își analizează periodic, un ecar de timp mai mare sau mai redus, situația resurselor. Dacă vă amintiți, o să revin asupra acestui aspect, noi am adoptat o hotărâre prin care am aprobat, am analizat și am aprobat materia impozabilă. În finalul raportului se regăsește, sunt convins că v-ați uitat pe el. Mai există o acțiune la îndemână și care se ugetează de mult timp, de când există contabilitate serioasă, inventarierea anuală se face nu numai acolo unde există bunuri proprietate publică, potând mai mult la o entitate privată. Ați luat cunoștință de acest raport. Partea de tehnică contabilă, mai ales că doamna contabilă nu e aici să ne scoată din situații neprofesioniste. Am să reamintesc pentru informarea publică faptul că am valorificat într-adevăr raportul compartimentului contabilitate din primăria Bogdănești de bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul Comunei Bogdănești la sfârșitul anului 2022. Inventarierea patrimoniului s-a făcut de către comisiile de inventariere constituite în acest scop prin dispoziția 118 din 7-11-22 a subsemnatului. Comisiile constituite au fost instruite și coordonate de o comisie centrală și au efectuat operațiune de inventariere pe tipuri de bunuri materiale, locuri de folosință și gestionare. În procesul verbal 7916 din 23-12-2022, întocmit de Comisia Centrală, în baza procesului verbal al comisiilor de inventariere, s-au consemnat următoarele aspecte. Și acum urmează concluzia. Nu s-au constatat lipsuri materiale la finalizarea inventarierei și diferent între soldurile scriptice și cele fabrice conform situației comparative anexate la procesele verbale. Aminteam mai înainte de un alt moment al inventariere pe care l-am parcurs deja și l-am finalizat prin hotărârea Consiliului Local numărul 41 din 24-11-2022, când s-a aprobat inventarierea materiei impozabile pentru anul 2023.
pentru toate categoriile de bunuri care, în conformitate cu legislația în vigoare, se plătesc taxe sau impozite. Și am reținut, reamintesc încă o dată, pentru 2023 avem o materie impozabilă în sumă totală de 616.542 lei. Conturile de disponibilități bănești au inventariat la finele anului 2022 prin confruntarea solzurilor din extratele de cont ale trezoreriei cu cele din contabilitate și nu s-au constatat diferențe. Atât, mulțumesc. Acum, trecem la punctul 7. Solicitări adresate Consiliului Local. Nu sunt solicitări pentru ședința de astăzi. Mulțumim, domnul secretar. Dacă tot s-a discutat despre informatizarea compartimentului de asistență socială, am o întrebare legat de un proiect pe care l-am aprobat anul trecut, cel referitor la înrolarea pe ghișeu.ro. Dacă știți care este stadiul, o să mai fie înrolat? Nu știu exact. O să mă informez. Adică consideră și acesta este un instrument util de lucru pentru cetățeni și de asta... Aștept că pe domeniul acesta al încasării taxelor s-au făcut progrese.